parte. După care vine dau să închez în jur, bun, cum o să fie, că oamenii trec automat prin curba asta schimbare, până când reacția de astăzi, ce ai venit, ce mișto ai să despre aria cu primele 5 contracte. Și putem să le implementăm și mai departe. Pentru că dacă nu reușești să o integrezi, oamenii vor avea această teamă. Și integrarea se face destul de simplu, pentru că oamenii beneficiile pe care le au și lăsându-i să participe la acel design. Dacă îi ții deoparte, le e greu să înțeleagă ce se întâmplă și atunci când nu știu cât e teamă de el. Însă dacă îi lasă fie parte din soluție să dezvolte, automat o să o integreze mai bine. Și în ultimul rând, ce am învățat este că roboții nu ne iau jobul. Și în acela de la GIPA, dacă ați intrat cumva pe site-ul lor, să zic că și trebuie o reclamă de la ei, e fiecare om cu robotul lui. Asta e viziunea lor. Pentru că robotul nu face altceva decât să-ți ia din timp pe care tu îl petreci, pe care cu niște task-uri care n-au valoare. Îi ție și mai important nici business-ul. Fiecare zi nu este plătit sau după valoare în business-ul respectiv. Poți să faci altceva cu timpul ăla. De aceea, rugăm ideea pentru fiecare lucru este, uitați-mă un pic la procesele voastre, dați un pic la o parte treaba cu robotul, că nu e chiar așa înfășitor, nu văd de mașini care se vină pentru că voi e greu. Vedeți ce anume ați putea totuși să-ți dai în activitatea asta.